Vineri, în data de 5 aprilie 2024, între orele 8-16, se va întrerupe furnizarea apei în Traian Vuia, Chizătău și Secaș. Întreruperea se va face pentru lucrările de spălare a rețelei de distribuție și a bazinului de înmagazinare. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelei de distribuție, au transmis reprezentanții Aquatim S.A.